fiecărui medic. Un al doilea lucru agreat recent este creșterea plăților gărzilor suplimentare ale medicilor prin aportarea la salariul de bază majorat de la 1 august. Baza pentru plata gărzilor era până acum salariul de bază din 2009. Acest lucru va fi rectificat, iar termenul pe care ne l-am acordat pentru definitivarea pașilor legislativi care sunt necesari este de 1 octombrie. Până la 1 octombrie anul acesta voi fi făcuți pașii legislativi, astfel încât de la 1 octombrie gărzile vor fi plătite la un alt nivel. Iar diferența este semnificativă. Mai mult decât atât, gărzile vor fi considerate atât vechime în muncă, cât și vechime în specialitate, concediul de odihnă va fi plătit proporțional, sporul de 25% pentru timpul de muncă în timpul nopții va fi acordat de asemenea. Ce este foarte important de specificat este flexibilizarea pe care o avem în vedere pentru modul cum sunt tratate gărzile și timpul de lucru al medicilor în general. Până acum, probabil multă lume știe, un medic, în momentul acesta, un medic vine de dimineața la serviciu, după care, dacă începe garda se termină a doua zi de dimineață, după care medicul rămâne la serviciu, trebuie să rămână la serviciu, conform reglementărilor în vigoare. Lucrul acesta trebuie să se schimbe și trebuie să se schimbe din grijă față de efortul depus de medici, e mai mult decât un om poate duce de multe ori și, desigur, pentru siguranța pacienților.